radical din 2 pe 2 este. Sigur că da. Sinusul va fi 4 radical din 2 pe 2 supra 2. Și face 2 cu 2 și vine radical din 2. Iată că am găsit valoarea. Și subiectul 1 este epuizat. Iată-l, să trecem acolo subiectul 2. Deci am văzut subiectul 1. N-a fost deloc greu, nu? Ați văzut și voi. Toate cele 6 puncte au fost făcute foarte repede. Acum să vedem subiectul 2. Până în subiectul 1 ce a fost interesant? Poate diferența acestor două sinusuri în ce se transformă, destul de simpluț. Și tot așa să zic că area triunghiului, dacă știi că are produsul a două laturi și sinusul unghiului între ele, de eu știu să o faci pe asta. Dacă nu știi formula asta, n-ai nicio șansă să o faci. Vedeți, autorul strânge un pic, deci dacă știi formula, dar e o formulă foarte grea, e formulă ușoară, la îndemână, un elev de nivel mediu știe această formulă, dacă nu, nu se poate agăța de subiect. Însă i-a dat șanse mai înainte la o serie de chestii. Calculul sumei aceea la progresia aritmetică, dacă știi formula iarăși, și dacă se prinde, se vadă câți termeni sunt. Ia să descurcă, dacă nu, acolo când zice A1 plus AN ori N, ori cât sunt ei, numărul lor, și nu-l află din format termenul general, iar nu are probleme. Cam astea au fost momente mai finuțe, să zic așa. Subiectul numărul 2. La subiectul numărul 2 avem așa. În reperul cartezian X, O, Y, deci în X, O, Y, se consideră punctele A, N, A, N, așa, N, virgulă, 2 N pătrat, 2 N pătrat, minus 2 N, plus 1, da? 2 N pătrat, deci N, 2 N pătrat minus 2 N plus 1. Să se calculeze distanța dintre punctele A1 și A2. Deci distanța dintre A1 și A2. Adică cine este A1? A1 este egal cu 1, 2 ori 1, 2 minus 2 plus 1. Deci 2 minus 2, 0, 1, 1, 1. Iar al doilea punct este 2, apoi 2 la 2, 4, 2, 8, minus 4, 4 și 1, 5. Distanța între două puncte, formula distanța dintre A1 și A2 este radical din X2 minus X1 la pătrat plus Y2 minus Y1 la pătrat. Și asta este egal cu radical din X2, 2 minus 1, 1 la pătrat, 5 minus 1, 4 la pătrat. Și face radical din 16 și 1, 17. Și cu asta am aflat distanța dintre cele două puncte. Să se scrie ecuația dreptei A2, A3. Deci dreapta A2, A3. Pe A2 îl am, A3. Deci am punctele coordonate. A2, hai să le scriem aici. A2 2 și 5. Iar A3 e vorba de 3 9 ori 2 18 18 minus 6 e 12 și 1 13. 13. Și atunci da, dacă și continuă și eu îndată cu 20 minute. 20 minute, da? Eu și eu să continui la astea, eu la astea, deci. Deci, X, Y, 1, X, 1, 2, 3, 1 și 5, deci X, 1, Y, 1, pardon, X, 1, Y, 1, deci 2, 2, 5, 1 și respectiv 3, 13, 1. Asta este ecuația dreptei A2, A3, care este așa, x, y, 1 egal cu 0. Și atunci apare 5x plus 26 ori 1, 26,
plus 5y minus 25, așa, 13x minus 13x și minus 2y, minus 2y. Adică 5x minus 13x face minus 7x și 5y minus 2y plus 3y plus 26 minus 25 plus 1 egal cu 0. Iată, dragilor, scrisă sub formă de determinanți. Altfel, puteam să aflăm, panta lui A2A3, care este y2 minus y1 supra x2 minus x1. Și iarăși mă descurc și aici. Că zic... Așa, la ea mare. Și vine y minus y1 egal cu m a 2 a 3 pe lângă x minus x1. Și totul merge la îndemâna noastră, da? Ei, dragii mei, în continuare să se calculeze area triunghiului a 1, a 2, a 3. Area triunghiului a 1, a 2, a 3 este de 1 pe 2 determinantul x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1 în modul, da? În modul acolo luat. Și s-a terminat punctul 1 cu cele 3 puncte. Punctul 2. Nu mai fac pe ăsta că l-am mai făcut o dată, este o situație identică. Și punctul 2 se poate afla destul de repede. Acum eu am să mă opresc aici pentru că m-am și ceva treabă la stupină și să sperăm că voi ați înțeles exact despre ce este vorba. Acum nu întrerup camera, mai am foarte puțin minute, vreo câteva minute doar, 15 minute și o să mergem așa să vă arat ce înseamnă modelul acesta de stup pe care l-am realizat cu Viorel de la Suceava. Așa. Să vedeți de ce minune ne putem bucura. Deci, acestea sunt stupii. Dragii mei, pentru apicultori, îndeoseb, vreau să vă prezint acest stup 3 în 1. Am plecat acum vreo lună și jumătate cu câte o ramă, două de albină. Deci atât am avut, o ramă sau două de albină și am trecut familiile acestea în fiecare stup. Sunt cei 7 stupi care stau aici. Sunt, cum și vă spuneam, 3 în 1. O să deschidem câte o familie, să ne uităm la ea și să vedeți acum că s-au umplut aproape familiile acestea, încât nu rămâne decât să spun că chiar am o reușită în clipa asta. Deci am folosit pentru start la înmulțire, le-am folosit la înmulțire, ne-am pus 1-2 familii, 1-2 rame. Acum, dragilor, iată cum arată cei 3. Deci aici avem câte 4 rame, da? S-au umplut 4 rame. Și în fiecare, iar ramele, locul ramei, deci locul ramei clăditoare este acum luat de rama de hrănitor, pentru că stimulăm familia ca să poată să se dezvolte, să putem intra cu cele 4 rame full cu puiet. Și așa se va întâmpla, pentru că urmează acum o perioadă, deci până septembrie când stimulăm, după septembrie vom veni cu rama cu miere aici. Și toate cele 3 se vor hrăni prin folosind hrănitorul comun. Să luăm un pic ca să vă conving de utilitatea hrănitorului. Da? Iată-l. Acesta este hrănitorul special făcut
și pe care îl folosim acum la hrănire. În primăvară la fel îl vom folosi la hrănire. Și ce trebuie să vă spun eu este că în zona asta liberă vor crește făgurelul. Deci aici vom crește făgurelul. În mod natural se va întâmpla toată povestea asta. Albina fiecare va veni spre hrănitor din cele două familii din față, prin ochiurile acelea, sunt ochiurile de jos, nu știu dacă se văd, iar familia din spate prin ochiul respectiv de la așa, de la diafragma de aici. Am luat-o un pic diafragma, deci asta este diafragma prin care și familia asta din spate. Acum, fiindcă ea este unică, am lăsat-o deschisă, ea are acces direct aici, la hrănitor. Celelalte vin prin Hahnemann. Sigur, de la un loc încolo, când o să pun rama cu mierii, pentru că asta de aici nu va mai ști că rama asta este a ei. Iar eu, dacă noi n-o să pun diafragma aici, atunci cele care vor veni din partea din cele două familii din față vor înțelege că vin la asta și o atacă și iau mierea de la vecina. Dar dacă punem diafragma cu cele două ochiuri, da, cu ochiurile de uniformizare și cu ochiul Hahnemann și ținem deși diafragma asta pusă, atunci în spațiul acesta al hrănitorului, când vom pune în septembrie o ramă cu miere, atât familia de aici din spate, cât și cele două familii care vor veni, albina vine, ia mierea din rama comună care este în locul hrănitorului și duc fiecare, să spune, albină, duce la locul ei din familia în care a venit. Și astfel nu apare sentimentul că albina de aici vine și o fură pe asta-altă. Ea nu știe cam unde să oprească, nu? Așa, dacă îi punem aici, de apare clar că este de aici încoace este cealaltă familie. O să vedem exact cum se comportă, facem acest experiment. Deci în clipa în care vom avea cele trei, le avem cele trei familii, hrănitorul comun acum se alimentează toate trei, dar când punem rama, trebuie să venim neapărat cu diafragma. Asta am vrut să vă arăt pentru apicultori îndeosebi. Mai rămăsesc 2-3 minute, adică câteva minute pentru de la matematică și mi-am zis ce bine ar fi dacă vă voi prezenta și chestia asta. Fiecare familie în parte are acest lucru stabilit. Iată cum o stăm un pic, cum au și venit vecinile care, mă rog, cercetează și vin la furat. Iată acestea care sunt pe deasupra și planează așa, ar vrea să se ducă. Iată, s-a dus una. S-a dus și s-a lipit, atât și asta vrea să lipească. Deci, vedeți, cea mai mare problemă pe care o avem acum pe perioada asta este să lucrăm acoperit. Dragilor, deci tot timpul cu folia, ai spus hrană, imediat închideți. Dacă însă nu veniți și nu hrăniți, eu dacă nu le stimulam pe acestea care aveau doar două, trei, două rame, maxim două rame au avut, acum sunt pe patru sau cinci rame, nu ajungeam la nivelul ăsta. Continui chestia asta încât o să vă arăt în septembrie, la sfârșitul septembrie, octombrie, când va fi, voi avea aici full de albină, cele 5 sau 6 rame care ar fi stânga, dreapta și cele 4 de aici. Și atunci intră foarte bine. Ghemo se va face pe toată zona asta. Am discutat cu Viorel, acest mare meșter de la Suceava, care construiește acest stupi. Săptămâna asta mi-a spus că săptămâna trecută a lucrat și a dat drumul la o tranșă. Voi cei care sunteți doritori, aveți numărul Viorel acolo, sunați-l, faceți comenzi. Acum este perioada foarte importantă când noi strângem familiile spre în luna sfârșitului septembrie-octombrie. Deja se strâng familii pe 2-3 rame și vom avea astfel posibilitatea să știm exact ce anume avem și ce băgăm în iernare. Deci
Este important, foarte important să aveți acest mesaj. Da. Bine, vă mulțumesc pentru atenție. Iată că timpul s-a scurs. Mă anunț că bateria este terminată și eu mă opresc aici. La revedere!